Din 20 ianuarie, la Casa de Pensii Giurgiu s-a început primirea cererilor de bilete de tratament balnear pentru anul 2015. Mulți dintre pensionarii giurgiuveni care sunt doritori să petreacă sejururi în stațiunile balneare și-au făcut rezervări încă din primele zile. Cerințele doritorilor sunt influențate de tipul tratamentului balnear și de perioada în care acesta se poate urma. Potrivit directorului Casei de Pensii Giurgiu, în fiecare an biletele de tratament repartizate pentru stațiunile de pe litoral sunt valorificate în proporție de 98%. În sezonul din 2015, peste 190 de persoane vor avea posibilitatea să-și petreacă un sejur pe litoralul românesc prin Casa de Pensii. Pe litoral, în momentul de față, avem repartizate în stațiunile Eforie Nord, Mangalia, Saturn și Techirghiol. Pe fiecare stațiune în parte avem 30 de bilete pe Eforie Nord, 22 la Mangalia, la Saturn 109 bilete și la Techirghiol 22 de bilete. În ceea ce privește biletele pentru stațiunile montane, acestea înregistrează scăderi semnificative de valorificare, mai ales în perioada sărbătorilor mari. Până la data de 4 iunie, din numărul total de bilete repartizate, au fost valorificate puțin peste 50%. Sezonul sejururilor balneare se va încheia în acest an, la începutul lunii decembrie.